Bună ziua, dragilor! Bine ne reauzim de data asta în deplasare, nu la Florin Bucătărie, într-o bucătărie din Cantabria și cu un peisaj nemaipomenit, cum este și ziua de astăzi, specială, este ziua la cameramanul meu frumos și iubit și am venit să o petrecem de mai departe de casă. Și cum știți că nu prea am stare așa, pe nicăieri, am zis să mă gândesc și la o prăjiturică rapidă, ușoară și gustoasă în același timp. Și cu cățelul meu frumos, care mă acompaniază peste tot, ți-l iubesc, mami. Așa că eu zic să mergem la bucătărie, să ne apucăm de treabă. Vă invit la bucătărie, dragilor, să ne apucăm de prăjiturica noastră rapidă și gustoasă. Uitați ce floricele a primit cameramanul meu. Dragilor, e bine că avem cât de cât ce ne trebuie aici, așa că prezentăm ingredientele pentru plăcinta noastră grecească de astăzi. O să avem nevoie de 1 kg de lapte, un pachet de unt, 250 de grame, 200 grame de zahăr, 140 de grame de griș, un pachet de foi de plăcintă, 2 ouă, coaja de la o lămâie, zahăr pudră, scorțișoară opțional și puțin esență de vanilie. Dragilor, am topit untul pentru când o să-i vină rândul să-l folosim. Acum ce fac? Pun peste lapte coaja de lămâie. Și zahărul și îl punem la fiert. Un minut, două, până începe el să fiarbă. Dragilor, laptele nostru a fiert. Acum o să scoatem coaja de lămâie. O să adăugăm grișul, amestecăm bine și mergem cu el la foc până se îngroașă și obținem ca o cremă grișul nostru. La foc mediu fierbem. Dragilor, grișul nostru a fiert, așa arată, nu știu dacă îl vedeți, așa. Acum punem puțină scorțișoară, după gust, dacă nu vă place, nu puneți, nu ne place. Ce a rămas miroase! Punem și puțin esență de vanilie, să avem aici arome plăcute. Super! Spargem și două ouă. Și amestecăm. Grișul nostru. Așa. O să-l lăsăm deoparte și ne ocupăm de montarea plăcintei. Desfacem pachetul de foi de plăcintă. Avem nevoie și de o tavă.
Așa. Una, două, trei, cinci. O să punem jumate de dedesubt, jumătate deasupra. Luăm tava și mungem tava frumos peste tot. Să nu rămână niciun. Loc neuns. Așa. Și acolo în foaie. Și punem aici în tavă. Și ungem bine fiecare foaie pusă. Și pe laterale. Punem alta. Ușor, cu grijă, să nu le rupem. Punem unt și ungem. Untul este foarte important la aceste foi. Așa. Acum turnăm compoziția noastră de griș. Nivelăm frumos. Acum coborăm frumos lateralele. Puneți unt pe dosul foilor, bineînțeles, care unde nu a pătruns untul.
luăm foaie. Și punem frumos. Punem unt, bineînțeles. Încercați să băgați lateralele așa frumos. Și ultima foaie. La fel procedăm și cu aceasta. Dragii mei, așa arată preparatul nostru. Mergem încă la cuptor, cum am spus, la 180 de grade pentru 40-45 de minute. Verificăm și vedem când este bine rumenită și arată bine prăjiturica, plăcințica. Dragilor, prăjiturica noastră, plăcințica noastră s-a copt, a trecut timpul. Așa arată, adică perfect. O lăsăm să se răcească și venim să tăiem o bucățică să vedem cum prezintă și în interior. Dragilor, plăcințica noastră s-a răcorit. E decât să îi punem puțin zahăr pudră. Și scorțișoară, opțional, că nu la toată lumea îi place scorțișoara, așa că dacă nu doriți, nu puneți. Să tăiem o bucățică, dragilor, ia auziți cum face. Să vedem interiorul cum este. Wow. Cum e, mami? Super! Da, gusta? Tomnatic! Da! Așa arată, dragilor, plăcinta noastră grecească. Am ajuns și la finalul rețetei de astăzi. Sper să vă fie de folos, să vă placă și să îmi spuneți într-un mesaj, într-un comentariu, ce părere ați avut despre plăcinta noastră grecească. Până la următoarea rețetă, eu vă urez numai bine, multă sănătate și vă mai aștept cu cât un like, cu cât o distribuire cu prietenii voștri și pentru cei care nu v-ați abonat încă, v-aș ruga să o faceți așa, ne mai mulțim puțin. Până la următoarea rețetă, vă urez numai bine și multă sănătate. La revedere!